Revenim după această scurtă pauză promoțională. Invitatul meu, Victor Roșca, a făcut un preambul al poziționării domniei sale în perioada în care a fost jucător și apoi antrenor la câteva echipe, culminând cu și rămânând la ideea că este antrenorul Petrolului. Acolo Petrolul a fost dus în sezonul 2000-2001 la sfârșitul turului pe un excepțional loc 2. Dar la sfârșitul acelui sezon, Petrolul a bifat doar locul 8 și, spune Victor Roșca, în urma unor meciuri cu final dinainte cunoscut, ca să rezum ceea ce a spus domnia sa. Și vă spuneam la sfârșitul primei părți faptul că nu am auzit niciodată din partea unui conducător, precum Petre Buduru, care era directorul executiv al celor de la Astra Ploiești pe acea vreme, care i-a spus la un dat lui Victor Roșca: Vihi, jucătorii tăi m-au costat mai mult decât jucătorii mei. Deci pentru mine aia a fost ultima. Ce a vrut să spună de fapt domnul Buduru? Da. În primul rând, eu am fost coleg de echipă cu Petre Buduru. Am jucat la Vâlcea 2 ani împreună. Și am fost și prieteni. Partea bună a ceea ce s-a întâmplat a fost că cele două echipe, Petrolul și Astra, au căzut la o înțelegere să formeze o singură echipă și... Asta era în 2003. Da. Dar se discută de atunci. Se discută, era în vorbe. Da. Și... Cred că putea să fie o echipă mai tare decât toate echipele din România. Dacă... Ceea ce cred eu că s-a întâmplat, că nu am cum să am dovezi. În momentul când eu am plecat, nu știu dacă nu, după mine a venit, ba da, Costel Lazar. Așa. Omul Astrei, cred eu. Da. A stat multă vreme și acolo. Da. Da. Dar el era petrolist. Și, da. Fost fotbalist al Petrolului. Da. Și după ce am plecat, a fost o perioadă mai puțin fastă la Petrolul. Au fost dați mulți jucători la Astra după Negoiță în iarnă, în vară. La fel au fost și în vara respectivă, deci atunci când am terminat pe locul 8, a fost discuția cu Petrică, cu Buduru și nu știu ce a vrut să spună, dar... Da, a zis. A zis. Probabil că la meciurile acelea cu Cântec, cineva dădea o primă la consistentă. Jucători. Da. Probabil că... Mai mare decât cei ce se dădea da, la fotbaliștii Astrei. Că asta... Da. Fotbaliștii tăi m-au costat probabil, mai mult decât m-au costat probabil, fotbaliștii noi. Probabil. Nu avem dovezi și nu putem să afirmăm cu certitudine că așa. Dar mă gândesc că știți foarte bine că din toamnă 7-8 jucători de la Petrolul au trecut la Astra și... Deci puteai să singur să-ți dai răspuns. Știi cine ce și a cum fost răsplătit sau nu. Și vă mai întreb o dată, practic acea fuziune, acea unire care a urmat să aibă loc între echipa patronată de Liviu Luca și cea a lui Ion Nicolae, care s-a produs în 2003, nu a subzistat datorită locotenenților? Păi... Capitanilor? Nu știu cine și cum, dar după părerea mea a fost o greșeală și a fost un organism bolnav. Plecat bolnav? Era virusat. Virusat în start? Că e la mod acum. Era covidat. Da. Vă dați seama că după ce discuți cu niște jucători să cedeze niște puncte sau niște meciuri, e greu pe urmă să-i nu numai să-i capacitezi să facă ce vrei tu ca antrenor sau
Deci, bă, dacă te-ai băgat tu peste mine, lasă că mă bag și eu peste voi. A creat, s-a creat un alibiuri pentru jucători și asta e foarte periculos. Fotbalul curat avea de așteptat. Da, am pățit-o, să știți, nu numai aici, numai la Pătrâna. Ați avut destule, a? Am avut. Cam peste tot. Plecat cu mașina, am avut o ședință la București, a trebuit să prezint la școala de antrenori o lecție și am plecat cu mașina mea personală până la Bistrița. Și la Bistrița eram la Oțel, la Galați. Și 0-0, 0-0, și la un moment dat, spre sfârșitul primei reprize, Guriță, vârful de atac al meu, a scăpat de la centrul terenului, jucător cu tehnicitate bună și cu viteză foarte bună. Da? A scăpat spre poarta Gloriei Bistrița și în loc să meargă spre poarta, a luat-o spre Fanion. Spre Fanion. M-am enervat la pauză și am vrut să-i dau o palmă, m-am abținut și după meci meme a venit și mi-a spus Neavichi, uite, aveam o datorie la Dumneatale? Nu, la Bistrița. Ah, aveam datorie la Neajan. Da, aveam o datorie la Neajan. Și n-aveam cum să... Anul trecut am scăpat pentru că m-a ajutat. Dar bine, mă, nu poți să-mi spui la începutul meciului? Da, și i-am spus, zic, mă, fac atâtea sute de kilometri și mă lași să fac asta. Și cu mașina mea eram și obosit și nervos după aceea. Vă dați seama la... Că a fost 0-0, n-am terminat de povestit, că golul s-a luat direct din corner. Munteanu, portarul, prietenul meme și a scăpat. Mai mulți. Nu, n-a scăpat. A luat gol direct din corner. A ieșit și a lăsat, da. Da. Și a bătut foarte bine unul de la Bistrița și trebuia să intre la un moment dat. Trebuia să intre și în poartă. Ei, și atunci am aflat că prin Jean Pădureanu, care a dat un telefon la Piatra Neamț, au luat Galațiu punct și au scăpat de retrogradare cu un an mai. Deci era cercul făcut. Era, da, erați cel care nu știați. Iarăși, deja având experiența urâtă și rea de la Petrolul, mi-am dat seama, de aceea l-am și luat, am vrut să-l iau de gât pe Guriță la pauză. I-am spus. Și pe urmă, după meci, când am văzut și cum s-a luat golul, a fost clar. Cred că de aceea mi-a și spus meme. S-a simțit obligat să spun adevărul. Da. A fost acea perioadă în care, de exemplu, da, fac o analogie și cu Petrolul, urma să joace și Petrolul la Bistrița. Informațiile noastre, ale puținor care erau pe lângă echipă, mergeau către mergem la Bistrița și câștigăm meciul. Era greu. Adică era atât de greu încât știți că la Bistrița prima repriză terenul era așa și în repriza a doua cobora era terenul invers. Tot timpul Petrolul urca la rampa. Și în momentul când a ajuns la Bistrița acolo, era Romică, Grec, erau cei care se ocupau de... Și veneau tot timpul pe la hotel. Și bă, a venit la Eugen? Bă, a venit la Eugen? Era discuția care trebuia să poarte seara, cum ar veni. La Eugen a făcut un accident, aici la ieșirea din Ploiești, chiar a avut un accident, chiar a fost spitalizat, a fost ca și o pronie, ca să zic așa, a naturii, venită din înalte sfere. Un semn. Un semn. Atâta doar că la ora 22 sau 23, când a fost ultima dată când au venit aia și au zis n-a venit, e bine, mă, atunci dacă n-a venit, aia, vedem cum facem. 4-0 le-a dat a doua zi. Din 4 goluri, 3 goluri au fost date, doar că n-a împins arbitru mingea poartă.
Și deci n-a mai fost nevoie de niciun fel de nimic. Era o treabă aranjată, era toată lumea. Și la sfârșit, în afară de micuța entitate fotbalistică a Petrolului, toată lumea era mulțumită, doar Petrolul era așa nemulțumită, ca să zic așa. Și așa a rămas. Așa se terminau rezultatele atunci. Da, dar nu toate, să nu știți. Nu toate. Eu am avut o experiență plăcută din punct de vedere. Nu erau toate echipele în cooperativă. Asta am vrut să vă povestesc, că foarte pe scurt eram la Reșița, acestea Mereșița, în divizia A, deci după ce am plecat, am promovat și am plecat la Timișoara, a venit domnul Zdrobiș cu primul an foarte bine, pe locul 5 au terminat, sau 6, și al doilea an erau la sfârșitul turului, la retrogradare, cu minus 12, la Adevăr, cu Zdrobiș și Șunda secund. Și m-a chemat Marius Popescu, președinte, Dumnezeu să-l odihnească, să salvez echipa. Bineînțeles că n-am refuzat, n-am putut să refuz. Tăteam încă în Reșița și promovasem cu echipa, deci aveam și o... Deci, practic, promovați și acum ați reușit și ați resuscitat-o. Da, după un an și jumătate și meciul de la Bistrița, asta vreau să vă povestesc, Marius Popescu m-a luat și hai să mergem la Jean Pădureanu. Cu o seară înainte de meci, când am ajuns la Bistrița, Coroana? Ne-a invitat în birou, ne-a servit cu o cafea și în momentul în care Marius Popescu i-a propus să ne ajute, a zis nu se poate sub nicio formă. Și aproape că ne dea afară. Bun, au fost niște așa gesturi de astea teatrale din partea lui Marius Popescu, care a căzut în genunchi în fața lui, dar Dumnezeu să-l odihnească despre numai de bine. Da, pe ambii, dar amândoi au trecut dincolo și și am jucat fotbal. Am jucat fotbal. I-am dat lui Cârstea, era antrenor și el, pe el Dumnezeu să-l odihnească, da? Și i-am dat o foaie cu 11 jucători. Și înainte cu o zi, când ne-am întâlnit seara, antrenorii și conducătorii. Și i-am zis, s-a uitat pe ea și mi-a zis, zice, o echipă bună. Zic, nu, ăia sunt ăia care nu joacă. Zic, am venit cu alții. Și a doua zi am început. Cât a fost scorul? 2-0 la pauză, s-a terminat 2-2 cu 11 metri pentru Bistrița, normal, în minutul 92, dar a fost un punct care ne-a salvat de la retrogradare. Ce se întâmplase, până la urmă am aflat că Neajan, cum îi spuneau toată lumea, ce-i promisese la alții, da, vrea să salveze Suceava. Suceava, da. Și n-a reușit. Domnul Rosca, cine v-a propus șef la Centrul de Copii Junior la Petrol? Nu știu, pentru că din ce știu eu, trebuia făcut un anumit punctaj. Și adică urma un examen sau cum? Nu. Punctaj având... seria în care? Nu. Pentru grupa asta elitelor, așa? Under 19, clubul trebuia să aibă un anumit punctaj ca să intre în cele 24 de echipe, că sunt 20 pentru o serie, 20 pentru o serie. Și punctajul și punctajul era, printre altele, erau și diploma antrenorului, eu având licența pro. Adus niște puncte cu ajutorul cărora am înțeles. A primit loc în... Acum antrenați grupa U19, la U17 este Lilia. Da. Și este și șeful centrului de copii și juniori. Șeful centrului de copii și juniori. Da. Estimați că din aceste două grupe or să iasă fotbaliști pentru Petrolul, adevărați? Da. Adică ce ați văzut dumneavoastră așa? Da.
Nu trebuie să-mi dați neapărat nume. Nu, vă dau câteva nume. Așa. Pentru că este important să știm despre cine vorbim. Constantinescu, Enache, Iovu, deci jucători care au evoluat pentru echipa mare. Ăștia sunt la U19? Sunt la U19. Da, da. Acesta este grupa de juniori Under 19 în campionatul elitelor. Eu l-am remarcat pe Sebi Bălaș, de la U17. Da, asta este la Liliac. La Lili, da. Da. E da, un antrenor, un jucător cu tehnicitate foarte bună. E și ambițios, este tipul de jucător căruia îi place să câștige. L-am văzut că uneori când au pierdut aproape că plângea după meci. Sunt așa trebuie să fie? Sigur că da. Așa trebuie să fie fotbaliștii. Fotbaliștii adevărați asta, așa sunt. Deci nu sunt indiferenți. În momentul când pierde pentru el sufer. Și pentru da, sufer. Am văzut și doi portari care mie mi-au plăcut, atât Marinache cât și Jărcălău, par a fi fotbaliști. Vă întreb dumneavoastră că a fost portar. Da, Marinache nu știu, el fiind 2002, deci anul ăsta doar returul mai are, da. Și din vară, neavând Under 21, nu știu dacă o să prindă prima echipă sau nu. Uh-huh. Din păcate, pentru că nu fac eu lotul la prima echipă și nici nu... Am înțeles. Mi s-a cerut părerea vreodată. Stați rău în clasament cu vreun la 1-11. Nu, suntem pe zero la adevăr. Sunteți pe zero la adevăr, dar sunteți departe și de viitorul și de FCSB. Suntem departe, dar avem... același număr de puncte cu Dinamo și cu Sportim București. Sunt două echipe care sunt pe locul 7-8, noi suntem pe 9. Dar nu aici este problema, că scopul grupelor acestea Under 19 și Under 17, după părerea mea, nu este să... N-am avut niciodată obiectiv să câștigăm campionatul sau să prindem primele trei locuri. Dar care e obiectivul? Obiectivul este să formăm jucători pentru echipa mare, pentru echipa întâi. Și eu de aceea v-am citit câțiva jucători, mai sunt foarte mulți. Sotir, Simionescu... Sunt jucători, Adi Nicolae, v-am spus de Constantinescu, de Bratu, de Bogdan care este venit de la Cluj. Sunt 5-6 jucători, Enache iarăși, 5-6 jucători care au jucat la echipa întâi, din păcate pentru ei. Presiunea obiectivului spune n-au, cuvântul și nu prea prin minute. N-au prins, nu. Și este un lucru cert, că nu pot să evoluez ca junior, ca tânăr fotbalist, dacă nu ai meciuri în picioare. Cum credeți că poate să ajungă vreodată Petrolul în prim planul centrelor fotbalistice ale țării, așa cum e de exemplu Viitorul? Promovând cu curaj jucătorii proprii. Păi da, dar nu ai cum, cred, din moment ce ai obiectivul promovare. Dacă ai obiectiv promovare, ați văzut cum se joacă la meciurile astea decisive. Când să-i bagi pe copiii ăștia? Dumneavoastră e zbăga? Între 7, 8, 10 transferuri care se fac. Ar putea să-și facă loc? Am fost ironic, nu. Una este să îți crești jucători, cum face Gică Hagi la Viitorul. Da. Deci să ai niște grupe de copii și juniori pe care să ți le formezi și să le duci până la vârsta senioratului și de acolo să alegi, să selecționezi și asta. Și alta este
să faci 7, 8, 10 transferuri în fiecare vară. În fiecare vară și în fiecare iarnă. Să ne înțelegem. În sfârșit. Deci, n-ai continuitate. Da. Jucătorii respectivi nu se cunosc între ei, nu vorbesc nici aceeași limbă de cele mai multe ori, deci comunicarea este aproape zero. Uh-huh. E greu antrenorului, pentru că nu poți să faci, mai ales acum cu pandemia, nu poți să faci 7, 8, 10 meciuri amicale ca să-i testezi pe toți și să vezi. Trebuie foarte, cred eu că este foarte important ca jucătorii unei echipe să se cunoască între ei foarte bine. Adică eu cunosc cu echipierul meu, îi cunosc și calitățile și defectele. Bineînțeles că o să-l joc tot timpul pe calități. Și atunci noi să văd defectele. Ce se mai poate întâmpla? Poți să aplici principiul complementarității. Adică ai un atacant, să zicem, cu viteză foarte bună, pui lângă el unul cu un joc aerian excelent, ca să știi, dai sus pe ăla și ăla deviază pentru ăla cu viteză și... sau alte probleme pe care poți să ți le rezolvi. Dar de aici trebuie să știe fiecare jucător ce știe și ce poate cu echipierul. Repet, ca să-l joace tot timpul pe calități. Între ei trebuie să se cunoască foarte bine. Unitatea asta de grup trebuie să fie indisolubilă. Ceea ce... Vorbiți la fiecare echipă sau numai la echipa mare? La fiecare echipă, sigur că da. E ceva pentru orice echipă de fotbal. Auziți, de ce este nevoie pentru a se performa la vârf, totuși? În afară de continuitatea asta. Bine, în primul rând îți trebuiesc oameni cu ochi. Ce înseamnă asta? Sunt antrenori la copii și juniori care... Eu, în afară de grupa Under 19, n-am antrenat în viața mea copii și juniori. Uh-huh. Deci, acum la sfârșitul carierei, am fost chemat și n-am putut să refuz petrolul. Dar sunt oameni care văd un meci sau două și pot să spună X, Y, Z sunt de perspectivă, restul nu. Sau pot să zică doi de acolo, doi de acolo... Deci au și flair, au și ochi, au și... Așa... Domnul Roșca, în afară de grupele astea de elită, a dumneavoastră și a domnului Iliac, da. Se știe că la petrolul se cer bani la centru de copii junior de la părinți. Da, se cere 100 de lei pe an. Pe? Pe an. Pe an? Da. Nu pe lună? Pe lună. Poate 1000 de lei pe an. Mă scuzați, da. Da, e 100 de lei pe lună. Da, da, da. E normal asta? Nu e normal, pentru că fotbaliștii mari, adevărați, la noi au venit sau din familii sărace. Deci, când vreodată? Nu prea am auzit nici și am discutat cu mari fotbaliști. Am stat la masă cu Gicu Dobrin, cu fotbaliștii enormi. Chiar și cu Nanelo Oblemenco, Dumnezeu să-l odihnească. N-am auzit vreodată să fie un fotbalist tata doctor și mama ingineră sau invers. Aproape incredibil, dar da, deci tot copiii săraci care au bătut mingea pe Maidan, care n-au device-uri dintre acestea care... Păi nu, dar atunci te poți întreba cine joacă cu adevărat? Joacă valoarea sau banii părinților? Valoarea trebuie să joace și... Dar... Păi ce faci? Că ăla vine, îți dă banii și ce faci? Bă, al meu nu joc. Și de ce îți plătesc? Asta am vrut să vă spun, că aici și eu m-am izbit de așa ceva și nu am găsit modalitatea de a împăca și capra și varsa, cum se spune. Pentru că am... jucători care, după părerea mea, nu sunt de perspectivă. Uh-huh. Deci nu, în cel mai fericit caz s-ar putea să prindă la Liga a treia să joace. Și nefiind de perspectivă, am încercat să aduc
sau să propun din ceea ce, da, ce avem să încerc alți jucători. Și mi s-a spus, ai grijă că ăla e de 3 ani, 4 ani, de 3 ani părintele dă acest 100 de lei sau cât este pe lună. Și și ai grijă. Ești pus într-o situație. Așa ai rămas, da, ai grijă. N-ai ce să faci. Adică ți s-a arătat pisica. Nu pot, da, nu pot să, nu, nu de pisică. Ba, da. E vorba de ceea ce vrei să scoți, rezultatul muncii tale. Adică una este să ce să mai să încerci să faci o selecție permanentă și să cei talentați, cei de perspectivă să-i scoți la suprafață, să-i împingi spre echipa mare. Și alta este să îi bagi pe toți, că așa trebuie să faci, ar trebui să... Păi dacă toți dau bani, joacă toți. Unii o repriză, unii o repriză. Că avem loc. Și atunci ce mai faci? 20... Ce faci cu obiectivele, ce faci cu performanțele? Nu, din cauza asta nu e bine, nu e bine cu asta. Nu știu cine și cum a hotărât asta. E o măsură pe care... care nu o înțelegeți. S-a luat și nici nu vreau să o discut. Trebuie neapărat să vă spun că timpul alocat emisiunea la sfârșit. De ce vă era frică dumneavoastră? Ați scăpat? Ați văzut că a zis la început cât durează, cât de... știu a, cum nu, este. Nu de asta. Nu de aceea. Eu trebuie să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc. Și vreau pentru să invitație. Vă invit odată când îmi propuneți un 11 cu rezerve cu tot care să se bată la câștigarea campionatului. Un 11 numai al ploieștenilor de la Centrul de Copii Juniori. Credeți că va fi vreodată cazul? Nu cred. Nu cred pentru vă că... Vă mulțumesc, stimați spectatori, vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Roșca. Acesta a fost răspunsul, pentru că, de fapt, acesta este realitatea. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă producție neconvențională. Seară bună, la revedere!